fost 2-2, o greșeală mare, practic, care a influențat, după părerea mea, partida lui Daoua. Azi noapte, Daoua a pus o postare pentru că au fost foarte multe mesaje ale fanilor FCSB și nu numai ne la locul lor, ca să spun așa. Nu o să încep cu prostia asta că a fost un val de hate. În România nu există hate, hai să fim serioși. Nu există așa ceva în România și nu o să spun această frază, domne, un val de hate împotriva lui. Da. Nu, au fost, bineînțeles, niște băieți mai înfierbântați, niște suporteri supărați, unii, repet, înfierbântați așa cum se întâmplă, care, bineînțeles, l-au arătat cu degetul, l-au pone l-au bălăcărit și, cum să spun, așa mai departe, pe bietul Daoua. Iar Daoua a pus unii s-au mai luat de culoarea pielii, că știi cum e, n-au toți minte. Acum, știi cum e? Dar de aici și până la, val de hate, hai să fim serioși că nu este cazul. Azi noapte, Daoua a pus un mesaj foarte frumos și îl felicit pe Daoua pe Instagram, da? Iar mesajul lui Daoua de pe Instagram pentru cei care l-au contestat, pentru cei care l-au jignit, pentru cei care s-au luat și de culoarea pielii, că na, asta e pădure fără uscături, nu e pe nicăieri, dar să fim serioși, nu e hate în România. Asta să nu exagerăm. Așa? A spus așa Daoua: greșelile fac parte din fotbal, da? Spune fundașul central al FCSB-ului. Greșelile fac parte din fotbal, dar nimeni nu poate veni să-mi jignească pielea. Culoarea pielii, mă rog, în traducere, ca să zic așa. Poți fi dezamăgit, dar te rog să mă respecti și să nu fii rasist. Apropo, banii pe care îi pierzi la pariuri nu sunt nici treaba mea și nici responsabilitatea mea. Sunt plătit să joc fotbal, nu să te fac pe tine mai bogat. Mulțumesc, a scris Daoua azi noapte pe Instagram, pe contul lui de Instagram, la miezul nopții, un mesaj foarte elegant, dar bun, de ce erau supărați de culoarea pielii? Că pierduseră la pariuri. Da, era lumea furioasă. Era mai greu de supărat. Dar citește și mesajul soției lui Daoua, că l-a interesat. Nu l-am citit, nu. A, frumos. Da? Atacă să vă verificați cui trimit fetele voastre mesaje. Pentru că se pare că româncelul le-ar plăcea să fie cu negru meu. Da, serios, vorbesc? Da, deci, căutați-mi și, cum o cheamă? Păi, Mariko Daoua. Da, nu mai știu. Georgina. Da, deci înseamnă că pe Instagram-ul sau pe Facebook-ul de lui Daoua sunt mesaje de la fete românce pe care ea le-a văzut. Și arată bine. Daoua e, cum să spun, un jucător de culoare, clasic, solid, bine, blond, cu ochii albaștri. Da. Dar mesajul lui foarte ok și vă rog din suflet, băi românilor, băi suporteri, bă, hai bă să nu le mai dăm prilejul la toți, mai înțeles, la toți ăștia care dau bagă bățul prin gard să ne spună, domne, val de hate în România, da? Hai să respectați fotbaliștii măcar. Pentru că Daoua chiar e un jucător care merită respectat, iar mie îmi place foarte mult cum a jucat. Uite mesajul soției. Da. Da. Oh! Și ați face bine să verificați cui trimit mesaje iubitele voastre, pentru că pare că fetelor din România ar plăcea la nebunie să fie cu negrul meu, între ghilimele. Da, Sofie, da. Sofia, bun. Soția lui.